Salutare, dragi prieteni! A făcut Putin o mare gafă cerându-i ajutorul lui Kim Jong-un? Eu zic că da și vă dau și două argumente. 1. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, soldații nordcoreeni care au luat parte la ostilități suferă deja pierderi grele. Joi, în timpul unei conferințe de presă la Budapesta, Zelensky a declarat că trupele nordcoreene trimise în regiunea Kursk din Rusia au luat deja parte la lupte și se află într-o poziție proastă. Pierderile au fost deja înregistrate, a subliniat președintele Ucrainei. Zelensky a precizat de asemenea că 11.000 de soldați nordcoreeni se află în prezent în regiunea Kursk. Și 2. China s-a supărat rău de tot pe Putin pentru aventura cu Kim Jong-un. Dau un singur exemplu. După victoria de săptămâna trecută din Moldova, președinta Maia Sandu a fost felicitată direct pentru victorie de către însuși președintele Chinei, Xi Jinping. Ei? Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 992 a războiului din Ucraina sunt: Casa Albă a explicat modul în care Biden va sprijini Ucraina până la sfârșitul mandatului său. Record de pierderi rusești pe frontul din Ucraina, 1770 de militari ruși morți și răniți în ultimele 24 de ore. Potrivit The Washington Post, Trump a vorbit cu Putin despre războiul din Ucraina. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Potrivit coordonatorului de comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate al Statelor Unite ale Americii, John Kirby, Joe Biden s-a angajat să cheltuiască toți banii rămași pentru a sprijini Ucraina cât timp va fi în funcție. Este vorba despre aproximativ 6 miliarde de dolari. Președintele s-a angajat să cheltuiască fiecare dolar pe care îl avem pentru a sprijini Ucraina în timpul mandatului său. Kirby a mai remarcat că trebuie să existe un echilibru în acest caz, astfel încât Pentagonul să aibă timp să se reaprovizioneze, să înlocuiască ceea ce SUA dă Ucrainei. Dar planul lui Biden este să cheltuiască cât mai curând posibil, cât mai mult din acest buget. Văd că este agitație mare pe acest subiect în ultimul timp, dar apar tot mai mulți oameni de la Casa Albă pe acest subiect, așa că eu zic că asta înseamnă că știu ei ceva ce noi încă nu știm, că Trump poate nu mai va sprijini Ucraina economic și militar. Ziua 992 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 11 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 710.660 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1770 de militari, 4 tancuri, 40 de vehicule blindate de luptă și 34 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit The Washington Post, președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a avut o conversație telefonică cu președintele rus Vladimir Putin joi. După cum au raportat interlocutorii publicației, Trump și Putin au discutat despre războiul din Ucraina. A fost prima conversație telefonică între cei doi de când Trump a câștigat alegerile. Una dintre surse a spus că în timpul apelului pe care Trump l-a făcut din stațiunea sa din Florida, din Mar-a-Lago, l-a sfătuit pe liderul rus să nu escaladeze războiul din Ucraina și a amintit de prezența militară semnificativă a Washingtonului în Europa. Potrivit mai multor interlocutori, Putin și Trump au vorbit despre necesitatea păcii pe continentul european, iar Trump și-a exprimat interesul pentru discuții ulterioare pentru a discuta cea mai devreme rezoluție posibilă a războiului din Ucraina. După cum scrie The Washington Post, în conversații private, Trump a spus clar că va sprijini un acord în baza căruia Rusia
va păstra o parte din teritoriile capturate ale Ucrainei și în timpul conversației telefonice a atins pe scurt problema teritoriilor. Publicația, citând două surse, notează că guvernul ucrainean ar fi fost informat deja despre apelul către Putin și nu s-a opus discuției. Potrivit interlocutorilor publicației, oficialii ucraineni au înțeles de mult că Trump va interacționa cu Putin în ceea ce privește o soluție diplomatică a războiului din Ucraina. Potrivit articolului, primele apeluri ale lui Trump cu liderii mondiali au loc fără sprijinul Departamentului de Stat și al interpreților guvernului SUA. Echipa de tranziție a lui Trump nu a semnat încă un acord cu agenția, care este o procedură standard pentru tranzițiile prezidențiale. The Washington Post mai relatează, citând o sursă, că președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky ia în considerare candidați pentru a o înlocui pe ambasadorul Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, a cărei demitere a fost cerută de președintele Camerei Reprezentanților, republicanul Mike Johnson, după ce Zelensky împreună cu Biden au făcut o vizită la o fabrică de muniții din Pennsylvania în septembrie. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.